Weekend de foc pentru pompierii sălăjeni. Aceștia au fost solicitați să intervină în 72 de ore la 43 de incendii de vegetație, în special în mediul rural. Între localitățile cu cele mai multe incendii se numără Plopiș, Nușfalău, Bobota, Măieriște, Băbeni, dar și Șimleul Silvaniei și Zalău. Flăcările au făcut pagube însemnate. Numai la Dolu au ars 50 de hectare de pădure. Au fost distruse până acum peste 500 de hectare de vegetație uscată, livezi de pom, plantații de viță de vie, stupi, cabane, garduri. Până în prezent, 10 persoane au fost sancționate cu amenzi cuprinse între 1000 și 2500 de lei. În această perioadă, pompierii sălăjeni desfășoară controle împreună cu Garda de Mediu, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și APIA în mai multe localități din județ. Sunt vizate în special localitățile unde s-au înregistrat mai multe incendii, iar implicarea APIA face mai ușor de identificat proprietarii neglijenți. De la începutul anului, pompierii militari sălăjeni au fost chemați să stingă incendii de vegetație scăpate de sub control de 67 de ori.